Astăzi deschideți la Cartea Genezei. Geneza, capitolul 6. Versetul 8 și 9. Să mai citim. Geneza 6, versetul 8 și 9. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Întoarcem pagina. Să deschidem la capitolul 8, de la versetul 20 până la 22. Geneza 8 cu 20 la 22. Noe a zidit un altar Domnului. A luat din toate dobitoacele curate și din toate păsele curate și a adus arde de tot pe altar. Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui: nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui. Și nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut. Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumesc lui Dumnezeu și eu că sunt la această dublă sărbătoare astăzi. Este sărbătoarea cinei Domnului, este sărbătoarea bisericii și a doua sărbătoare este ziua națională a românilor. Trebuie să fac urare pentru fiecare dintre sărbători și să leg mesajul de ambele sărbători. Prima urare: bine ați venit la cina Domnului! Hristos vrea să ne îmbrățișeze, să ne primească la aceasta. Este sărbătoarea extraordinară a bisericii. Este o bucurie, o bucurie că te poți apropia de cina lui Dumnezeu, de cina Domnului. A doua sărbătoare, să nu uităm de poporul din care suntem. Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce, că poporul nostru se bucură astăzi, să spunem: Doamne, mulțumim pentru acest popor. Și Doamne, ajută-mă ca prin viața mea să sporesc gloria Ta. Doamne, revarsă-ți îndurarea Ta peste România. Amen. Și un la mulți ani din toată inima, dar cu Domnul Iisus. Amen. România duce, și poporul român duce, o criză extraordinară de modele. Parcă s-au inversat modelele. Cei răi, cei șmecheri, cei care dau din coate, se văd. Ceilalți nu se văd. O țară, un popor are nevoie de modele. Oriunde am fi, trebuie să reprezentăm modelele din Scriptură. Și astăzi, și cu ocazia sărbătorii cinei Domnului și cu ocazia Zilei Naționale a Românilor, vreau să vă prezint un model, Noe. E adevărat că cei mici sunt obișnuiți, când aud de Noe, doar de potop, de cântece despre potop. Ați auzit de Noe? Mâna sus, câți ați auzit de Noe? Domnul să binecuvânteze. Bun, au auzit. Pe dumneavoastră nu vă întreb. Deci i-a auzit de Noe. Fiți atenți, despre noi o să vorbesc și pentru dumneavoastră, dragi micuți și mărișori, și pentru părinții lor și toți cei care sunteți aici. Am stat și m-am rugat pentru această seară și fără să vreau, aveam pregătit altceva. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vorbește despre noi. Despre noi, știam și că e cina Domnului. Da. Dumnezeu vrea să ne vorbească prin aceste modele din Scriptură, aceste pilde din Scriptură, pentru cei care suntem și astăzi aici, pentru cei care trăim în secolul 21. Subiectul este următorul: fazele vieții lui Noe. Viața lui Noe poate fi împărțită în patru faze foarte clare. Și fiecare fază are câteva expresii cheie, câteva idei centrale.
Haide să vedem aceste faze din viața lui Noe. Și vreau să spun din start cele patru, ca apoi să le dezvoltăm. Prima fază din viața lui Noe, până la vârsta de 500 de ani. Așa că, dacă ar fi în România, ar ruina sistemul de pensii. Dai seama, 500 de ani să dai. 500 de ani, prima fază. A doua fază a vieții lui Noe, de la 500 de ani până la 600 de ani. A suta asta de ani e cea mai grea, să știți, cea mai grea, poate te afli în cea mai grea fază a vieții tale. A treia fază a vieții lui Noe, destul de scurtă, este practic cea a potopului și a perioadei cât a stat în corabie. Și Biblia spune foarte clar, până la exactitate de zile, când a intrat Noe în corabie, când a ieșit Noe din corabie, perioada aceasta. Și a patra fază a vieții lui Noe, după ce a ieșit din corabie, după potop, după ce a ieșit din corabie, a mai trăit câteva sute de ani. Unul din cei mai longevi oameni din Scriptură. Viața lui este un mister, pentru unii viața lui este o legendă. Pentru noi, viața lui Noe nu este o legendă. Noi credem Sfânta Scriptură. Credem tot ce scrie aici este de la Dumnezeu. Noi nu luăm viața lui Noe din Coran. Coranul este o compilație din anumite cărți sacre plus invențiile autorului. Dar cuvântul acesta este 100% inspirat de Dumnezeu. Noi credem că ce spune aici este da și amin. Și pornim de pe această bază. Să vedem prima fază a vieții lui Noe. Câteva expresii, câteva idei cheie. Primul cuvânt cheie este Lameh. Al doilea este Metusala. Acești oameni au avut un rol deosebit în viața lui Noe. Citim așa în Geneza 5:25. La vârsta de 187 de ani, Metusala a născut pe Lameh. După nașterea lui Lameh, Metusala a mai trăit 782 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Metusala au fost de 969 de ani, apoi a murit. La vârsta de 182 de ani, Lameh a născut un fiu, el i-a pus numele Noe, zicând, acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre, care vine din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul. După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit 595 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele Lameh au fost de 777 de ani, apoi a murit. Dragii mei, dar ce contează asta în Scriptură? Dar de ce este trecută în Scriptură? Pentru mine și pentru tine. Noi ne-am făcut obiceiul, mai ales când citim, să luăm doar câteva referințe biblice. Psalmul 23, Domnul este cu mine, apoi nu te teme de nimic. Ce contează pentru mine cât a trăit Metusala? Ce contează pentru mine cât a trăit? Să fie sănătoși. Nu e așa. Tot ce este scris în Scriptură contează. Tot ce este scris în Scriptură este pentru mine. Noi trebuie să avem această poziție. Da, ai tot dreptul să ai pasaje preferate și eu am. Dar noi trebuie să vorbim din toată Scriptura. Pentru că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să muste, să îndrepte și să dea înțelepciune, neprihănire. Cine a fost Metusala? Bunicul lui Noe. Cine a fost Metusala? Metusala a fost fiul lui Enoch. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Citim în Geneza 5:22. Vedeți? Deci Noe a avut un bunic extraordinar. Să fii fiul lui Noe, omul care a fost trăpit de Dumnezeu la cer. Metusala este omul care a trăit, conform Scripturii, 969 de ani. Apoi a murit. Tatăl lui Noe a fost Lameh. Să vedem la ce vârstă tatăl a avut pe Noe. Citim în versetul 28, la vârsta de 182 de ani. Ce ziceți dacă ați avea un tată așa de bătrân? Frate Vali, câți ani a avut tatăl tău când te-ai născut tu? Orientativ. Dar gândește-te.
cu aproximație de... 24. Cât? 24. 24. Asta e român adevărat. Ați avut careva tată peste 70 de ani când v-ați născut? Mâna sus. Nu văd nicio mână. Bun. Dar 182 de ani. Deci tatălui noi a avut 182 de ani. Asta da vârstă. Mai trăia Metusala. Bunicul a avut un rol, fiul lui Enoch. Lameh a avut un rol. Să știți că cinstirea aceasta a părinților nu s-a abandonat. Înainte de a se da porunca să cinstești părinții, vedem acest respect față de părinți. Noi a umblat cu Dumnezeu, dar și străbunicul lui Enoch a umblat cu Dumnezeu. Și a fost această transmitere, generație cu generație. A umblat cu Dumnezeu. Noi trebuie să transmitem mai departe, preiubiții mei, această umblare cu Dumnezeu și Dumnezeu să binecuvânteze toți părinții care sunt aici. Domnul să vă dea ungere și putere să transmiteți mai departe ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Nu este ușor, până la urmă este și o alegere a copiilor, nu-i poți forța. Dar datoria noastră este să ne rugăm până la moarte. Să postim până la moarte, să plângem până la moarte. Ca Domnul să facă și din copiii noștri oameni care să umble cu Dumnezeu. Pentru prima fază a vieții lui Noe, această fază până s-au născut copiii, la vârsta 500 de ani, putem să spunem ce este lucrul care a declanșat schimbarea destinului Noe. În versetul 8 din capitolul 6, dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Dragii mei, de aici începe totul. Când capeți milă înaintea Domnului, te întreb, tu ai căpătat milă înaintea Domnului? Atât de mult contează să știi. Doamne, noi vrem să căpătăm milă înaintea Ta. Atât de mult contează. Oricât de mult s-a străduit Noe, oricât de ilustri strămoși a avut Noe, strămoși ilustri, scăiești pe linia lui Enoch, cel care a umblat cu Dumnezeu, ca cel mai longeviv om din lume ca și bunic, nu ține. Tu trebuie să găsești milă înaintea Domnului. Doamne, ai milă de noi. Ai milă de noi. Cina Domnului arată că Dumnezeu a avut milă de noi. Cina Domnului este o proclamație a milei lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că această milă față de noi, când eram încă păcătoși, Dumnezeu și-a arătat iubirea, mila față de noi. Și de aceea l-a trimis pe Iisus să moară în locul nostru. Cina Domnului proclamă mila lui Dumnezeu față de noi. Să moară Fiul lui Dumnezeu în locul meu, în locul tău, nu este milă? Este o milă dusă la maximum. Este maximum de milă. Dumnezeu să-și trimită Fiul. De aceea când ne vom apropia de cina Domnului, să spunem, Doamne, mulțumesc că ai avut milă de mine. Mulțumesc că nu m-ai lăsat să mor în păcatele mele. Mulțumesc că m-ai ridicat. Mulțumesc că l-ai trimis pe Iisus să moară în locul meu. Hai să ne gândim ce ar mai putea caracteriza primele 5 secole, prima fază a vieții lui Noe. Comportamentul lui Noe, caracterul lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Cum era vremea? Comportamentul oamenilor. Erau oameni răi. Fiecare și-a stricat calea înaintea Domnului. Era o civilizație sălbatică, o civilizație violentă, o civilizație fără de legii. Acum încercă unii să spună că civilizația dinainte de potop a fost o civilizație extraordinară, în câte lucruri inteligente n-au fost în vremea aceea. Posibil să fie o civilizație extraordinară în anumite probleme de cunoaștere, dar era o civilizație nespus de murdară. Într-o civilizație murdară, Noe era un om care umbla cu Dumnezeu, era un om neprihănit. Și noi trebuie să ne cercetăm la cina Domnului. Cum am trăit și cum suntem noi? Într-o lume murdară, unde oamenii strică viața lor și calea lor, trăiesc eu după voia Mântuitorului? Ce spune Scriptura? Fiecare să se cerceteze pe sine? Păi ne cercetăm viața, dragii mei. Cum am trăit? Pentru noi, viața lui Noe este o provocare. A trăit o viață de neprihănit într-o lume murdară. Și atunci, idee cheie referitoare la prima fază, prima perioadă a vieții lui Noe, la 500 de ani, a avut trei băieți. Numele băieților este următorul: Sem, Ham și Afet. Nu erau nici coreeni, nici chinezi. Sunt nume din lumea antică.
Mergem la faza a doua a vieții lui Noe. O fază foarte grea. De la vârsta de 500 de ani până la vârsta de 600 de ani. Citim în versetul 6 din capitolul 7. Noe era de 600 de ani când a venit potopul pe pământ. Deci, de la nașterea lui Sem, Ham și Iafet până la potop au fost 100 de ani. Deci cei trei băieți, când au intrat în corabie, sărbătoreau 100 de ani. Vedem, la vârsta de 100 de ani să intre în corabia de salvare. Dar suta aceasta de ani a fost foarte grea. Scriptura vorbește despre, și în alte cărți din Biblie, despre perioada aceasta. Domnul Iisus Hristos vorbește despre zilele lui Noe. Zilele Noe, în mod deosebit, se referă la această perioadă. Când Domnul i-a dat porunca să facă o corabie și până a venit potopul. Ce spune autorul epistolei către evrei? Cum descrie autorul epistolei către evrei pe Noe? Evrei, capitolul 11, versetul 7. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau. Vedeți ce text am avut și la timpul de închinare. Lucruri care nu se văd. Și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprinirii care se capătă prin credință. Deci o idee cheie pentru faza a doua vieții lui Noe este credința. Noe a fost un om al credinței, a fost un erou al credinței. Dumnezeu l-a înștiințat. Va veni un potop, trebuie să-ți faci o corabie. Noi ar fi putut să spună, Doamne, dar nu cred lucrurile acestea. Doamne, lasă-mă, ce corabie, ce potop, știința n-a demonstrat că poate fi atâta apă, putea să vină cu argumente științifice. Într-adevăr, n-a fost apă până atunci. Dar a avut o teamă sfântă. Noi a avut o teamă sfântă. Credința legată de o teamă sfântă, credința legată de frica de Dumnezeu. Știți că dacă ne gândim cu toată ființa noastră la cina Domnului și ne apropiem cu o teamă sfântă de această cină, noi avem atitudinea corespunzătoare. Noi nu, de aceea nu dăm cină la oricine. Sunt unii care consideră că trebuie să dea cina Domnului la oricine. Păi, este batjocorirea cinei Domnului. Trebuie să avem o teamă sfântă. Da, Hristos ne curățește de orice păcat. Dar trebuie să ne cerem iertare. Dar Hristos ne restaurează, ne dă voie. Pentru că nimeni n-ar putea să se apropie fără curățirea de păcat. Dar trebuie să fie o teamă sfântă când te apropii de această cină. Viața lui Noe se caracterizează prin această credință și o teamă sfântă. A scăpat toată casa lui prin acest chivot. Dar, spune ceva autorul epistolei către evrei, el a osândit lumea. Lumea l-a osândit pe el și el a osândit lumea. Practic, atunci când tu trăiești o viață pe placul lui Dumnezeu, tu osândești lumea prin modul tău de a fi și de aceea lumea te urăște. Lumea ne urăște fiindcă nu facem parte din ea. Și spune Scriptura în felul următor, el a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Pe iubiții mei, această sută de ani, de la vârsta de 500 până la vârsta de 600 de ani, a fost faza a doua foarte grea pentru noi. Vă dați seama, batjocurile celor care spuneau, de ce faceți corabia aceasta? Pentru cine faceți corabia aceasta? Să-i pierdu mințile Noe. Păi Dumnezeu mi-a zis, ce Dumnezeu a zis? Trăim într-un fel experiența lui Noe. Trăim zilele lui Noe ca și mod de a fi, ca și atitudine. Și Domnul Iisus Hristos vorbește despre această perioadă. Înseamnă că este un lucru foarte important. Ce spune Domnul Iisus în Matei capitolul 24? Spune astfel despre zilele lui Noe. Matei 24, 37. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Deci Hristos face o paralelă între zilele lui Noe și venirea lui. În adevăr, cum era în zile dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Oamenii erau interesați de lucrurile acestei lumi. Nu erau interesați de lumea supranaturală, de lumea care va veni. Este o zi până intră Noe în corabie. Și stop. Este o zi până, zice Iisus, stop.
până în ziua venirii Lui. Noi nu știm când va fi ziua aceea. Sublinează și evanghelistul Luca despre zilele lui Noe. Și despre zilele lui Noe spune cam la fel. Tot sublinează importanța aceasta a vegherii. Luca capitolul 17, de la versetul 26. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Vedeți că Iisus vorbește de zilele lui Noe. În mod deosebit e vorba de acest secol. 500 la 600 de ani. Oamenii erau dezinteresați de salvare. Nu interesează salvarea, trăim la fel. Oamenii sunt dezinteresați de mântuire, nu interesează mântuirea. Discuțiile lor, interesul lor se leagă doar de asta. Despre ce a zis Domnul Iisus? Lucrurile elementare ale vieții acesteia, nevoile fundamentale, atât. Nu ne interesează altceva. Să fim noi săturați, instinctele noastre să fie săturate, nu ne interesează mântuirea, nu ne interesează salvarea. Dacă este aici o persoană care se vede această imagine, te cheamă în numele Domnului Iisus Hristos să te intereseze. Astăzi este ziua mântuirii. Astăzi este vremea când Domnul spune, trebuie să te intereseze de mântuire. Pentru că veni o zi când va fi prea târziu. În această vreme, Domnul Iisus Hristos ne cheamă să fim ucenicii Lui. În aceste zile asemănătoare cu zilele lui Noe, suntem chemați la o viață de ucenicie, să-L urmăm pe Domnul Iisus. Și spune, dacă vește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Nu este doar o chestie ieftină și ușoară, nu este doar o decizie de moment. Hristos te cheamă ca în zile asemănătoare cu zilele lui Noe, cu acel secol de osândă a lui Noe, pentru că făcea corabia, dar și Noe e osândit prin faptul că el a crezut. Dumnezeu te cheamă să-L urmezi pe Iisus Hristos. Suntem la cina lui Iisus Hristos. Este cina ucenicilor lui Iisus Hristos. Nu este o cină, un ritual simplu, nu este nici măcar un ritual mistic. Este o întâlnire cu Iisus Hristos. Ne întâlnim cu El, ne împărtășim cu El. Slăvit să fie numele Lui! În 1994, pe stadionul Wembley din Londra, era o sărbătoare pentru Africa de Sud. Problemele legate de apartheid. A fost un maraton muzical. Tineri erau în delir. Și au venit mai mulți africani să cânte, sau afroamericani. La un moment dat, după aceste trupe în delir, care deloc nu lăudau pe Domnul, a venit o cântăreață afroamericană, singură, fără chitariști, fără negative, fără pian, fără nimic, Jesse Norman. Când au văzut-o așa, au respins-o. Oamenii în delir cereau să vină rockerii înapoi. Ce cauți tu aici? Băi? Când dai la un om un drog, trebuie să întreții drogul. A răbdat. A răbdat bagiocura de pe Wembley, Jesse Norman, și a început să cânte a capela Amazing Grace. Greu să cânți după grupe rock, Amazing Grace. S-a întâmplat ceva uimitor pe Wembley. 70.000 de oameni agitați în gheață și se liniștesc. Pe Wembley se așterne liniștea. La strofa a doua, mulțimea este prinsă. La strofa a treia, câteva mii cântă cu ea. Era cântecul aproape pierdut de memorie despre mărețul har al lui Dumnezeu. Suntem înfometați după harul lui Dumnezeu. Suntem înfometați după Iisus. Și nu vrem să recunoaștem. Și uneori pe cei care ne vorbesc și ne cântă despre harul lui Dumnezeu,
Nu avem nevoie de lucrurile acestea, noi avem muzica noastră. Mii de oameni începeau să cânte. A fost o putere fantastică care a coborât pe membrii și oamenii n-au putut să înțeleagă ce s-a întâmplat, dar a fost Duhul Sfânt acolo. În această seară este aici Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și acest măreț har te poate smulge din păcat. Acest măreț har te poate smulge din groapă. Acest măreț har îți poate da o identitate nouă. Acest măreț har te poate face un om nou. Strigă la Dumnezeu și spune: Doamne, dă-mi și mie harul Tău. Schimbă-mă și pe mine, Doamne Dumnezeule. Vreau să încep o viață cu totul nouă pentru Tine. Vreau să încep o viață plăcută Ție. Nu vreau să fiu ca în zilele lui Noe, să fiu ca cei oameni care n-au vrut deloc să aibă de-a face cu salvarea, cu corabia. S-a mai întâmplat ceva în faza a doua a vieții lui Noe, ceva la care nu ne-am fi gândit. Cei doi oameni foarte dragi pentru Noe au murit. Cu 5 ani înainte de potop a murit tatăl lui Noe. Citim așa în versetul 28 din Geneza 5. La vârsta de 182 de ani, Lamech a născut un fiu. Versetul 30. După nașterea lui Noe, Lamech a mai trăit 595 de ani. Deci cu 5 ani înainte de vârsta de 6 de ani și la vârsta de 6 de ani a fost potop. Cu 5 ani înainte. Deci tatăl a mai fost un sprijin. Dar ce te faci când sprijinul se duce? Cred că au fost cei mai grei 5 ani din viața lui Noe. Mai era un reaț pentru că umbla cu Dumnezeu la mea. Era din linia celor care umblă cu Dumnezeu. Străbunicul Enoch, bunicul Metusala, tatăl la mea și Noe. 5 ani fără sprijinul acela, fără omul care umblă cu Dumnezeu. E crunt când ești singur. Ești crunt că nu mai ai părinții lângă tine, că nu mai ai tatăl lângă, nu mai ai mama lângă tine. Deja a fost un secol greu. Însă mai era un om alături de el. Și cine era? Metusala. Conform Scripturii, Metusala a trăit 782 de ani după ce s-a născut Lamech. Dacă scădem din 782 de ani, 182 de ani, când Lamech a născut un fiu, avem 600 de ani. Deci el a mai trăit 600 de ani de la nașterea lui Noe. Și la 600 de ani din viața lui Noe a venit potopul. A trăit până în anul potopului. Dumnezeu l-a lăsat pe Metusala să fie ultimul din generația dinainte de potop. Și Dumnezeu l-a luat și pe el. Și a rămas și fără Metusala. A rămas singur de tot. De ce Dumnezeu ne lasă la un moment dat singur de tot? De ce ne lasă în singurătăți? De ce ne lasă în întuneric? Știți, dragii mei, și în singurătate noi trebuie să spunem: Doamne, indiferent ce se întâmplă, voi fi lângă Tine. Indiferent ce se întâmplă și în singurătățile noastre, trebuie să fim lângă Domnul. Și dacă ești fără Metusala, și dacă ești fără Lamech, tu trebuie să rămâi lângă Domnul. Tu trebuie să-ți păstrezi credința până la capăt. E ușor câteodată să-ți păstrezi credința când este mulțimea, dar când ești singur, singur la servici, singur la școală, singur cu colegii, atunci trebuie să-ți aduci aminte. A avut Noe momentele lui de singurătate, fără oamenii dragi. A rămas până la capăt lângă Domnul. A treia fază a vieții lui Noe este perioada corabiei. Cât timp a stat în corabie? Fiindcă Scriptura este atât de clară, vedem această perioadă în felul următor descrisă de Scriptură, să vedem anul în care a intrat în corabie. Geneza 7:11, în anul al 600-lea vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua 17-a a lunii, în ziua aceea s-a rupt toate izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis stăvilarele cerurilor. Ploaia a căzut pe pământ 40 de zile și 40 de nopți. În aceea zi au intrat în corabie Noe, Sem, Ham și Afet, fiul lui Noe, nevastele lui Noe și cele 3 nevestele fiilor lui cu ei. Vedeți, ziua, anul, luna, totul este clar în Scriptură. Slăvit să fie Domnul! A treia fază începe aici, când a intrat în corabie. Și este o idee cheie aici,
Domnul a închis ușa după el. Citim versetul 16. Apoi Domnul a închis ușa după el. Pot opuna doar decât câteva luni, practic, apele a acoperit pământul, 40 de 40 nopți a căzut ploaia, dar toți au murit. Batjocoritorii au murit. Tinerii frumoși au murit. Tinerile frumoase au murit. Oamenii violenți au murit. Găștile lor s-au dus. Dumnezeu, când anunță judecata, se ține de cuvânt. Preobiții mei, trebuie să stăm cu fruntea sus. Domnul ce a promis se va ține de cuvânt. Dar este un moment când Domnul închide ușa. Ca și în zilele lui Noe. Și această închidere a ușii va fi când Hristos va reveni a doua oară. Ziua când Hristos vine a doua oară este ziua când care se închide ușa. Ești pregătit pentru ziua aceea? Oamenii n-au crezut, nici pe Noe nu l-au crezut. Dar după aceea a fost prea târziu. Dacă Domnul a închis ușa, Noe n-a mai putut să primească pe nimeni. Nici prieteni din copilărie, nici vecini, pe nimeni. Astăzi este ziua mântuirii. Astăzi este ziua în care trebuie să spui Domnului, Doamne, mântuiește-mă și pe mine. Pentru că și noi avem o mântuire. Mântuirea noastră nu este printr-o corabie. Noi a fost salvat de la potop printr-o corabie. Mântuirea noastră este prin Domnul Iisus Hristos. Unica mântuire posibilă. Nu este sub cer niciun alt nume dat oameni în care trebuie să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Și la această cină a Domnului noi mărturisim unicitatea lui Iisus. Mărturisim că mântuirea este doar în El. Doar în El avem mântuirea. În sângele Lui, în trupul Lui frânt pe cruce, în locul nostru, sărbătorim această unicitate. Pentru această perioadă de potop, vedem cât a fost Noe în corabie. Găsim răspuns în capitolul 8, versetul 13. În anul 601, în luna întâi, în luna întâi a lunii, apele se caseră pe pământ. Noi a ridicat învelitoarea corabiei, s-a uitat și iată că fața pământului se uscase. În luna a doua, în 27-a zi a lunii, pământul era uscat de tot. Atunci Domnul a vorbit lui Noe, ieși din corabie. A stat. Vedem de la vârsta de 600 până la 600 de ani. A stat în corabie, până apele s-au uscat de tot. Dar, în perioada aceasta, mai sunt câteva idei cheie pentru viața lui de corabie. I-a dat că se știa în siguranță, Domnul a închis ușa, nu putea să deschidă ușa, era o chestie supranaturală. Dar vedem că s-a oprit la un moment dat corabia, găsim și perioada în care s-a oprit. În luna 7-a, în versetul 4, în ziua 17-a lunii, corabia s-a oprit pe munții Ararat. Vedeți, legendele n-au date exacte. Aici vedem că e 100% cuvântul Dumnezeu, nu este o legendă. S-a oprit pe munții Ararat, în Armenia de astăzi. După ce s-a oprit pe munții Ararat, până a ieșit Noe din corabie, a avut două experiențe. Experiența cu corbul, a trimis un corb și s-a întors înapoi. Experiența cu porumbelul. Deci înainte să leagă porumbelul, Noe a ales corbul. Nu știu de ce, această simpatie. Și astăzi sunt unii care simpatizează mai mult corbul decât porumbelul. În sens spiritual vorbesc, porumbelul reprezintă Duhul Sfânt. Corbul reprezintă Duhul acestei lumi. Și preferă unii Duhul acestei lumi. Ar fi bine să ne verificăm la cina Domnului, care Duh preferăm? Preferăm Duhul acestei lumi sau preferăm Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Dar când porumbelul s-a întors, știți ce avea în cioc? Frunză de măslin ruptă de curând. În simbolistica mondială, frunza de măslin reprezintă pacea. Această masă a Domnului, această cină a Domnului, este cina păcii. Duhul Sfânt ne poate lumina că Iisus Hristos este Prințul Păcii. Și de aceea doresc la cina din această zi de 1 decembrie, Domnul să-ți dea pacea. Amin. În mod deosebit este această experiență că îți liniștește inima și îți dă pacea. Pentru că e Domnul Păcii. Porumbelul îți luminează mintea. Frunza aceea de măslin nuptă de curând, acest simbol al păcii. Hristos este singurul care îți dă pacea. Și Hristos spune, lumea veți avea necazul, dar îndrăzniți, eu am mirit lumea. Vă dau pacea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu mi se tulbure, nu să nu se înspăimânte. Hristos vrea să se liniștească inima. Așa să fie o sărbătoare a păcii această zi. Te apropii de cina Domnului.
peste puțin timp să te atingă Domnul păcii. Porumbelul să-ți lumineze mintea. Frunza de măslin ruptă de curând să fie pentru tine un mesaj. Este pace posibilă pentru tine. Este o pace posibilă pentru sufletul tău și Hristos oferă această pace. Ultima fază a vieții lui Noe. Hai să recapitulăm cele patru faze ale vieții lui Noe. Prima fază, primii 500 de ani. A doua fază, de la 500 la 600 de ani. E cea mai grea fază în care a trebuit să facă corabia și să suporte osânda lumii. Despre această fază merge expresia lui Iisus zilele lui Noe. A treia fază, perioada cât a stat în corabie, de la 600 până la 601 al vieții lui. Și apoi urmează perioada de după potop și după ieșirea din corabie, peste 300 de ani. Citim așa în Geneza, capitolul 8 și 9, despre perioada care a ieșit afară din corabie. Iar în versetul 28 și 29 din Geneza 9 citim următoarele. Noi a trăit după potop 350 de ani. Toate zilele noi au fost de 950 de ani, apoi a murit. Deci peste 300 de ani, mai mult decât a umblat Enoch cu Dumnezeu, noi a trăit după potop. Problema vine în faza a patra, dragii mei. Fiți rog foarte atenți. Și este un sindrom al românului aici. După mari biruințe, lăsăm garda jos. Atenție, dragii mei. Pentru că cinea Domnului ne pune să ne cercetăm. Nu cumva am lăsat garda jos? Ce s-a întâmplat cu Noe? Vedem un Noe care a avut un Lameh, a avut un Metusala, oameni care umblau cu Dumnezeu. Vedem un Noe care a fost neprihănit. Era fără pat între cei din vremea lui. Vedem un Noe care prin credință, osând din lumea, a făcut această corabie. Vedem un Noe care l-a protejat Dumnezeu în corabie, a închis ușa după el, experiențele lui. Dar în faza patra, în perioada de după potop, e marea problemă. Sunt unii frați care au experiența botezului în apă, au experiența botezului cu Duhul Sfânt, au experiențe cu Domnul și lasă garda jos. Așa la această cine a Domnului, Domnul să-ți dea un duh de veghere. Sus garda, toți. Cinea Domnului este o cină în care ne verificăm. Ne verificăm extraordinar de mult. Dar cerem mila Domnului, cerem sângele Domnului peste noi, să ne ierte, să ne curățească. Că fără asta nu ne-am putea apropia niciunul dintre noi, așa ne putem apropia. Ne smerim înaintea Lui. Nu cum ai lăsat garda jos, Doamne, ridică garda pentru fiecare dintre noi. Noe a lăsat garda jos. S-a concentrat și el exact spiritul dinainte de potop. Se ocupau cu lucrurile acestei lumi și atât. Spune Scriptura că a început să fie lucrător de pământ. Și dacă ar fi fost doar lucrător de pământ, ar fi fost rău. A sărit o vie, a băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Experiențele puternice cu Dumnezeu nu sunt o garanție că nu trebuie să mai veghezi. Și cinea Domnului este pentru noi ocazie să ne gândim la Hristos, care s-a luptat cu păcatul până când? Până la moarte. Până la moarte de cruce, ascultat, Domnul s-a luptat și a biruit. Noi trebuie să ne întărim la această cină a Domnului și să spunem, Doamne, ajută-mă să lupt și eu cu păcatul până la moarte. Amin. Să nu lași jos garda. În faza a patra a vieții lui Noe, vedem, lasă moale lucrurile. De aceea nu trebuie să vă mirați, dragii mei, când auziți de oameni deosebiți al lui Dumnezeu, cunoscuți sau necunoscuți, că în faza a patra au lăsat garda jos, n-au vegheat până la capăt. Indiferent ce experiență ai avut cu Dumnezeu, nu înseamnă că nu trebuie să mai veghezi. Avem nevoie să reveste Domnul din plin peste bisericile noastre Duhul de veghere. Până la capăt să veghem. Peste slujitor, până la capăt să veghem. Pentru că, vedeți, alcoolul, că l-a mințile lui Noe, poate fi orice lucru care ne ia mințile. Orice lucru. Orice ți ia mințile, poate să fie această experiență negativă. Pentru că Domnul vrea să ne păstrăm mintea. Diavolul vrea să nu-ți păstrezi mintea. Bătălia pentru tineri este aici, la minte. Îți păstrezi mintea sau nu-ți păstrezi mintea? Drogurile au acest obiectiv, să nu-ți păstrezi mintea, alcoolul la fel, multe plăceri la fel,
în evadarea, te concentrezi pe altceva la fel, mintea ți-e acolo, dar Domnul vrea ca mintea noastră să fie la El. Și orice gând să-L facem rob ascultării de Hristos. Așa la cina Domnului de 1 decembrie 2013 să spunem, Doamne, vreau orice gând să-L fac rob ascultării de Tine. Gândurile mele, mintea mea, e o bătălie pentru minte. În bătălia pentru minte, Noe nu a vegheat. Nu și-a protejat mintea. Astăzi, indiferent ce experiență ai, tu trebuie să știi că trebuie să-ți protejezi mintea, gândirea. Chiar o gândire critică, plăcută lui Dumnezeu. De ce spune Scriptura? Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este? Investigați, cercetați lucrurile. Lucrurile spirituale, lucrurile care vă confruntați. Domnul să ne atingă mintea. Și când ne apropiem de cina Domnului să spunem, Doamne, curățește mintea, inima, gândurile. Vreau gândurile mele să fie roabe ascultării de Tine. Că de aici pleacă totul, din bătălia pentru minte. Noi a cedat și urmează tragedia din familia lui, blestemul și binecuvântarea. Dar așa să închei pe un aspect pozitiv al vieții lui Noe de după potop. Vedeți, Biblia nu ascunde, Biblia nu cosmetizează. Cred că dacă am fi scris noi, Biblia am fi ascuns, așa? Am fi ascuns chestiile astea. Hai să nu spunem, să nu se poticnească tinerii ăștia. Bă, ce exemplu pentru copiii ăștia? Să afle copiii de noi. Biblia nu ascunde nimic. Lăudați să fie Domnul. Noi a zidit un altar Domnului. Primul altar al civilizației post-diluviene, de după potop. Un altar. Și-a dus jertfă pe altar. Și Domnul a iubit această jertfă. Cina Domnului este amintirea unei jertfe. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu în textul clasic de cina Domnului, 1 Corinteni, capitolul 11, spune așa în versetul 26, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, deci fie că e dimineață, fie că e seara, nu contează, vestiți moartea Domnului până va veni El. Ce facem noi la această cina Domnului? Proclamăm moartea Domnului Iisus. Proclamăm jertfa Domnului Iisus. Astăzi nu mai trebuie să aducem jertfă pe un altar. Fiecare jertfă a prefigurat marea jertfă a Domnului Iisus Hristos. Această jertfă, acest altar al lui Noe, primul altar, prima jertfă de după potop, toate aceste jertfe au prefigurat la marea jertfă. Ne apropiem de sângele și de trupul Domnului Iisus Hristos și spune Iisus despre această cină, că de fapt reprezintă legământul în sângele Lui, sângele legământului celui nou. Noi suntem într-un legământ și vedem ideea de legământ, ideea cheie de legământ în perioada, în faza a patra. Ce citim despre legământ? În Geneza capitolul 9, versetul 9, iată eu fac un legământ cu voi și cu sămânța voastră că veni după voi. Domnul a făcut un legământ, legământul că nu o să mai fie potop. Simbolul legământului a fost curcubeul. După potop a fost un legământ și noi avem un legământ. Rămâne valabil legământul lui Noe, că nu o să mai fie potop. Dar legământul acesta, ce fel de legământ este? Ce zice în Psalmul 50? Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Noi avem legământul acesta nou, bazat pe jertfa Domnului Iisus Hristos. Numai astfel legământul acesta are putere. Fără jertfa Domnului Iisus Hristos, legământul nu are putere. Iubești tu acest legământ care este prin jertfa Domnului Iisus Hristos? Îți pasă ție de acest legământ care este prin jertfa Domnului Iisus Hristos? Dă-mi voie să-ți argumentez cu Luca 22, versetul 20. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Haideți să ne ridicăm în picioare și rog să vină la orgă un frate. Vreau să ne punem câteva întrebări înaintea lui Dumnezeu. Și ne vom ruga după aceea. Trăim și noi zilele asemănătoare cu noi. Ești împăcat cu Dumnezeu? Ți-ai dorit viața ta Domnului? Sau te iei după corbul acestei lumi? Te iei după Duhul acestei lumi? Duhul Sfânt însă arată spre Iisus. Duhul Sfânt arată spre jertfa lui Iisus. Duhul Iisus arată spre pocăința.
Hai să plecăm capetele. Dacă vrei să ieși din păcatele tale, cunoscute și necunoscute, și vrei să treci de partea lui Iisus, trăim zile asemănătoare cu zilele noi. Tu vrei să rupi cu trăirea în păcat. Vrei să-ți ierte păcatele și vrei să devii un om nou. Vrem să ne rugăm pentru tine. Cum stăm cu capetele plecate, te întreb, suflete drag, dacă vrei să ieși din păcatele tale astăzi, în seara aceasta, cunoscute și necunoscute, că vrei să ierte păcatele, să începi o viață nouă cu Iisus, te rog unde te găsești, arată-ți decizia ta printr-o mână ridicată, chiar acum. Vrei lucrul acesta? Nu sunt bine contest. Vreau să repet. Nu mă interesează cine ești și ce funcție ai în biserică sau cine te vede. De ce stăm cu capetele plecate să te vadă doar Domnul? Te întreb și cu asta termin și mergem la altă chemare. Dacă vrei să ieși azi din păcatele tale, punct. Și vrei să se ierte păcatele, că astăzi încă ușa nu este închisă. E o vreme când nu se mai poate. Te întreb pe ultima oară. Dacă vrei ca să ieși din păcatele tale, să ierte păcatele, te rog doar Domnului, nici eu nu mă mai uit. Suntem cu toții cu ochii închiși. Ridică mâna spre Domnul și să spune, Doamne, ajută-mă să ies din păcatele mele astăzi. Ajută-mă, Doamne, să ies din păcatele mele acum. Doamne, ajută-mă să ies. Nu vreau să pățesc ca și cei din vremea lui Noe. Haideți să ne rugăm pentru toți aceștia. Doamne Dumnezeu.